Dezastru în aer. Un avion cu 72 de oameni la bord, printre care doi bebeluși, s-a prăbușit la aterizare, într-o zonă muntoasă și a luat foc. Autoritățile se tem că nu există supraviețuitori. Ironia sorții, moartea și-a făcut loc într-un zbor care dura doar 30 de minute. Avionul s-a prăbușit chiar înaintea aterizării pe un aeroport de provincie din Nepal. Patru tineri pasageri veniți în vacanță din India transmiteau în direct pe Facebook faza finală a zborului. Filmul ar fi fost recuperat de pe telefonul unuia dintre ei, găsit intact la locul impactului, potrivit presei indiene. Imaginile arată cum, în mai puțin de 2 minute, tinerii au trecut de la încântare în fața peisajului montan la groază. La finalul înregistrării, prin fereastră, se vede un înspăimântător incendiu pe fondul strigătelor disperate ale pasagerilor. O altă înregistrare făcută de la sol de un localnic arată cum aeronava și-a schimbat direcția, ca și cum ar fi vrut să evite să cadă peste case. Apoi s-a prăbușit și a luat foc la 1,5 km înainte de aeroport. La bordul avionului erau 15 turiști străini, 5 indieni, 4 ruși și cetățeni din Coreea de Sud, Australia, Irlanda, Franța și Argentina. Printre pasageri erau și 6 copii, dintre care 3 bebeluși. Până acum nu există informații despre victime din România. Sute de soldați nepalezi, cărora li s-au alăturat zeci de voluntari, sunt implicați în operațiunea de căutare de la locul accidentului din defileul râului Seti. Autoritățile au găsit cutia neagră a avionului în care erau 72 de oameni și înregistrările din cabina piloților, care vor face lumină în anchetă. În plus, au audiat și martorii tragediei care au povestit că avionul părea scăpat de sub control. Accidentele de aviație sunt frecvente în Nepal din cauza pistelor aflate în locuri muntoase și a schimbărilor bruște de vreme. Incidentul acesta este cel mai grav din ultimii 5 ani, relatează observatornews.ro.